Iată și al doilea mini-interviu înregistrat astăzi, 3 februarie 2021, să spunem și anul, că cine știe. Poate cândva va fi important. Invitatul de astăzi este Mihai Cotea. Mihai Cotea este nu doar un prozator foarte bun, dar chiar și un poet în devenire, spun eu. În devenire pentru că n-a avut curaj să publice mai mult de un volum, dar cine știe ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Spune-ne tu, Mihai Cotea, ce vrei să se întâmple în viitorul apropiat? În ce direcție merge scrisul tău? Momentan, scrisul meu a stagnat, din păcate, dar am foarte serioase intenții să-l reînviu, ca să spun așa, dar n-aș putea să spun exact o direcție anume, pentru că, uite, în timpul ăsta de stagnare de care spuneam, am scris sau am rescris poeme. Deci ar putea să fie și în direcția de poem, de poezie, următorul pas înspre publicare, mă gândesc. De ce nu am în vizor și un al doilea volum de poeme? Încă nu mi-e deloc clar cum și sub ce structură va fi creat. În schimb, am pornit două proze pe care, după cum spuneam, le-am oprit din vari motive personale, mai mult și de ale vieții valori. Un roman scurt, sau să-i spunem novelă, și o novelă pe bune novelă. Deci novelă din start gândită. Dar chiar zilele astea simt că se poate continua pe o filieră măcar. Nu vreau să mă împart în zeci de manuscrisuri pe care după aia să nu le duc la capăt cum trebuie. Ai spus că simți. Am o întrebare pe care i-am adresat-o și Teodorei Israel, prima invitată a acestei serii de mini-interviuri. Îți amintești când ai simțit pentru prima oară impulsul de a împărtăși public o scriere de-a ta? Care a fost contextul, care a fost motivația, care te-au determinat să acționezi în felul acesta, să împărtășești public? Contextul e și pentru mine destul de neclar și destul de încurcat, adică oricând m-aș întoarce acolo, nu-mi dau seama de ce. De ce în acel moment? Sigur, vorbesc de perioada facultății, de acum 9 ani în urmă, 2012 mai exact, când începeam să scriu la manuscrisul primului roman pe care l-am publicat, romanul Vremea Tornadei, care acum se găsește pe internet integral, nu mai există cărți în format fizic și nici nu prea mai sunt posibilități de reeditare, întrucât editura nu mai este, decât dacă ar fi preluat de o altă editură și, sigur, eventual și readaptat sau, la un moment dat, chiar mă gândeam mai departe spre o posibilă continuare a romanului cu un Tony care a crescut deja și și-a urmat drumul. Ia să mă întorc la ce mă întrebai. Atunci am simțit prima dată acest impuls pentru că am pornit romanul din mai multe considerente de ordin personal. Eu mă întorceam după o experiență în Spania de o jumătate de an în care am făcut o completare de studii acolo, în Malaga. Și, pe de altă parte, în viața mea se întâmplau mici schimbări, nu radic, mici schimbări. Dar, după cum ziceam, deci odată întors, odată reintrăm pe făgașul normal, să zic așa, după episodul spaniol, am simțit nevoia să scriu sau să pun pe hârtie, virtual vorbind, anumite amintiri care nu îmi dădeau pace și din copilărie și din anii de școală. Amintirile astea nu sunt scrise sub formă brută în roman. Sigur că ele au suferit anumite modificări de ordin literar și absolut necesare. Deci am transformat tot într-o ficțiune, dar probabil că la acel moment mă gândesc n-am făcut altceva decât să traduc anumite
anumite episoade neînțelese sau nedigerate la timp din viața mea, care m-au marcat, evident, pentru că altfel nu cred că aș fi avut impulsul să scriu. Dar, sigur, înaintea acestui roman și înaintea, bineînțeles, anilor de facultate, au mai fost încercări, hai să spunem, o joacă de-a scrisul. În școală, de pe la 10 ani, când scriam mici versuri, nu o să le spun poezii niciodată, pentru că dacă le-aș da la cineva să le citească, sigur, le-ar privi cu multă îngăduință și pe drept cuvânt, pentru că nu se pot numi poezii. Eu n-am fost și nu sunt un talent fraged, nu știu cum să spun, un talent încă din copilărie, care s-a afirmat încă din copilărie, nici din școală nu m-a observat cineva să mă îndrume, nici eu n-am dat semne, bineînțeles, că poate m-ar fi observat cineva. Deci, după cum spuneam, a apărut această necesitate dintr-un impuls, hai să spunem, mai mult personal. Iartă-mă că te întrerup. Da. Ai pomenit că ai avut niște încercări de a scrie versuri, da, cu tu, încă de la vârsta de 10 ani. E foarte interesant acest impuls de a încerca să scrii versuri sau proză încă din copilăria, adolescență. Ai putea să te întorci puțin în timp și să încerci să descoperi care a fost totuși motivul pentru care sau ce te-a împins atunci să încerci să scrii versuri? Sigur că prima variantă de răspuns ar fi să spun că totul a fost considerat drept o joacă și poate așa și a fost și de ce să nu fie și de ce n-ar fi literat scrisul și asta. O joacă în sensul bun, bineînțeles. Nu sub aspectul, nu sub aspectul neserios al cuvântului. Le sunt la o parte asta, mai exact. Eu cred că atunci mă întâlneam, de fapt, cu literatura. Eram clasa a treia, dacă nu mă înșel. Primii ani de școală învățăm să citim, să scriem. Avem contacte foarte, foarte ușoare cu literatura. Cu literatura de la școală mă refer, pentru că de încercat să silabisesc eu încă dinainte de anii de școală, am făcut și treaba asta, citeam pe silabe, că nu știam să citesc, să leg toate cuvintele, încă nu știam cum se face, de la grădiniță, când citeam cărți de povești. Acum, hai să le spunem și de ce nu, și asta este literatura. Ce să citești la vârsta aia, pentru Dumnezeu, sau Amintirile lui Creangă, înainte de ani de școală. Dar nici nu mai știu, cred că de pe la Eminescu m-a apucat, sincer, deși eu niciodată n-am fost un fan înrăit al lui Mihai Eminescu, cu tot respectul pentru toată zestra culturală pe care a lăsat-o poetul nostru național. Sigur că ceva m-a marcat din școală, din moment ce am început să scriu. Iarăși să mă întorc la parcursul personal, nu se întâmpla ceva interesant prin anii aia, că deja se consumase ce s-a întâmplat. Mai interesant, să zic așa, în viața mea, respectiv divorțul părinților. Deci nu am de ce să o ascund. Și am început să scriu tematic, sincer. De 1 decembrie, despre primăvară, despre floricele, despre mai știu eu ce, Dumnezeu, trebuie să-mi caut din nou caietul, să... Încă mai am caietul pe care scriam atunci cu creionul frumos. Nu, n-aș... Ar fi... Astea sunt toate niște răspunsuri schițate. De întors înapoi, spun din nou, este încă de explorat și mai tare decât dacă ar fi să mă întorc în anii facultății, unde deja acolo lucrurile sunt puțin mai clare și deja intră pe un anumit făgaș răspunsul meu. Înțeleg că în facultate erai deja convins că asta trebuie să faci, să scrii, se întâmplase ceva special? Nu, convins nu eram, într-adevăr, convins nu eram, dar deja iubeam într-un fel aparte literatura și asta s-a întâmplat în liceu. Când am întâlnit mai multe opere foarte interesante, romane,
În liceu, în principiu, am făcut doar literatură, nu prea am mai făcut gramatică și gramatică am făcut un an de gimnaziu. Dar deja la orele de literatură, în liceu, întâlnindu-mă cu Marin Sorescu, George Călinescu, Nichita Stănescu, mai mulți autori grei, Cezar Petrescu, pe care a trebuit să-i studiez și pentru teze, implicit. La teze primeam doar literatură, în principiu, deci nu prea aveam altceva, alte subiecte de, după cum spuneam, din moment ce nu făceam nici, nu prea făceam în gramatică, așa e structura, nu știu dacă la toate profilurile eu eram, nici mai știu, profil tehnic sau așa ceva. Tehnician, am ieșit tehnician ecolog, că am făcut protecția mediului. Și cel mai probabil, da, de atunci, țin minte că și profesoara mă încuraja, într-adevăr, doamna profesoara din liceu, în direcția asta și de multe ori mă solicita cu răspunsuri, fapt pentru care bănuiesc că poate răspuns, ziceam și eu ceva de bine din moment ce eram solicitat și mai mult de atâta îmi făcea plăcere să scriu eseurile la temă. Primeam de scris anumite eseuri și asta îmi plăcea cel mai tare când primeam eseuri pentru că aveam o libertate de exprimare și de a-mi explora imaginația totodată. Asta cred că era cel mai fascinant din toată treaba cu eseurile. Puteam să-mi exersez imaginația. Deci, creația literară a altor autori, ceea ce tu trebuia să citești pentru școală sau nu doar numai pentru școală, este clar că a avut un efect deosebit asupra ta, te-a încântat și probabil s-a trezit acolo întrebarea, oare eu n-aș putea să fac și eu același lucru, să scriu la fel de frumos ca acești autori pe care îi studiai și nu numai când studiai, îi și apreciai. Dar spunem, când citești, bine, nu vreau să te mai întorci în trecut, vreau să ajungem în prezent totuși. Când citești lucrările altor autori, ești cumva tentat de a analiza fiecare paragraf, se naște în tine întrebarea sau chiar automat, nu întrebarea, ci afirmi cumva, eu aș fi scris altfel acest paragraf? De obicei nu fac o analiză detaliată când citesc. Nu am exercițiul ăsta și nici nu am format. Și dacă ar fi, am și momente în care, momente de wow, puțin, într-adevăr, pentru că eu sunt foarte critic și cu mine și de asta privesc foarte critic orice lucrare, mai ales literară, pe care o citesc. Dacă intervine, într-adevăr, acel moment de eu aș fi scris altfel acest fragment, înseamnă că deja nu prea mi-a plăcut ce-am citit și clar îmi simt nevoia să intervin eu, să iau pixul și să zic, uite, eu aș vedea altfel asta, nu înseamnă că aș vedea mai bine fragmentul respectiv sau ce, la poezie n-am pățit. La poezie ori îmi place, ori nu-mi place, deci acolo nu intervin. Acolo criticul tace. Criticul tace la poezie, dar la proză este plaja mai largă și uite, că te legi de anumite detalii, de o viziune, de o anumită lumină asupra unui personaj sau altuia. Și atunci, da, începe să prindă curaj vocea criticului. Când lucrezi tu la un manuscris, ai tendința de a scrie flux, de a lăsa scrisul să curgă și apoi să te întorci, să editezi, sau te oprești, citești, editezi la fiecare fragment, cum curge scrisul tău, cum se întâmplă? Nici, aș spune. În ultimul timp s-a schimbat și s-a preschimbat toată această tehnică, să spun așa. La primul roman, dacă bine mi-amintesc, scriam un flux, cum spuneai și tu înainte. Nu mă prea întorceam înapoi, știam unde am rămas și deja aveam o viziune asupra felului în care ar putea să continue romanul. În ultimul timp, dat fiind și faptul că am avut și destul de multe pauze la scris, să nu mai spun de romanul La capătul șoaptelor, cel mai recent, care s-a scris în 5 ani și
Era impetos necesar să mă întorc, să măcar pentru a regăsi emoția de acolo și să pot să reintru într-o stare fidelă scrisului pentru a avea o anumită coerență romană. Altfel ar fi fost totul o alternanță de alvare care nu mai dezorienta cititorul. Dar în ultimul timp, cel puțin în ultimii 2-3 ani, da, termin un fragment, trece o perioadă, asta mă spun așa din punct de vedere ideal, când am o ciclicitate în a scrie, nu fără pauze. Bun, deci am terminat un fragment, ok, am lăsat o pauză o zi, o jumătate de zi, două zile, depinde. După care, da, mă întorc puțin înapoi, am niște idei despre, adică nu niște idei, am mai multe idei despre cum să continui manuscrisul cu următorul capitol, că dacă n-aș avea, nu m-aș apuca, n-aș avea cum. Nu scriu așa, având o bază zero, și pur și simplu să las ce îmi vine. Nu prea pot. Intervine în schimb, pe lângă schemă, intervin și tot felul de idei foarte frumoase, de cele mai multe ori, frumoase din punctul meu de vedere, care rămân și ele fidele scrisului și le pot introduce și lucrul ăsta mă bucură foarte mult, că nu trebuie să urmăresc neapărat o schemă din start. Deci, practic, tu folosești o structură, îți creezi o structură inițială, îți ordonezi capitolele, spune-ne puțin despre... Da, urmăresc și am urmărit încă de la vremea Tornadei o schemă, dar acum schema devine tot mai analitică, să zic așa, tot mai în detaliu. Scriu multe idei, urmăresc o schemă pe capitole sau nu, încă n-am reușit chestia asta și nu știu dacă ar fi un eveniment fericit pentru mine să fac o schemă pe capitole și... Dar, bineînțeles, înainte de a scrie un roman, adun multe idei și mai multe trăiri și, sau imagini care îmi vin în minte de la acea sursă, de unde vin inspirația, absolut. Și urmăresc pe cât se poate de fidel această schemă cu amendamentul, cum spuneam înainte, că mă las deschis și ideilor ca întârziate, care vin în momentul scrierii, atunci când concep efectiv un capitol sau descriu o situație în tablou. Inițial, ai măcar stabilit începutul și finalul unui roman sau al unei novele? Începutul, da, clar, l-am stabilit. Nu știu cum aș putea să încep altfel. Nu pot. Nu știu cine poate cinstelui să-mi spună și mie cum că nu știu. Dacă n-ai în început o bază, o idee de ansamblu. Finalul, în schimb, nu. De cele mai multe ori mi-a apărut pe parcurs sau pe la mijlocul romanului. Și nici nu m-aș agăța cu îndrăjire de un anumit final. Eu iubesc finalurile deschise în principiu și le-am folosit pe cât s-a putut în scrierile mele literare, în proză, că despre asta discutăm. Dar nu, din start, nu stau și mă gândesc, dar nu am avut niciodată un final clar în minte, încă de când am început cu pagina 1. Consider că este foarte importantă starea pe care o ai, ceea ce trăiești, ceea ce simți, înainte de a te așterne la scris, poți să te așterni la scris. Poate să fie această așezare pe scaun pentru a începe să scrii un fel de exercițiu, ca și cum te-ai exersa mușchii, sau trebuie într-adevăr să fii înconjurat, să-ți creezi tu sau să pur și simplu să vină de la tine așa o aură specială. Ce simți tu? Cum e pentru tine? Da, cu stare. Fără stare nu merge. Nu merge nici cum și am încercat și fără să am o stare la un tricăl să scriu și m-am oprit, că n-am mai putut să continui, nu ieșea nimic, mă împotmoleam. Deci dacă nu aveam o stare de moment sau o emoție care să mă domine, nu știu, ceva, je ne sais quoi, nu se poate traduce. Nu mă înham, că mi-am învățat lecțiile și ori scriu prost,
poezie sau proză, mai ales poezie, ori pur și simplu nu are sens să merg mai departe. Da, de asta spuneam și la începutul interviului, chiar simt și se construiește în mine o stare care ține de foarte mulți factori și de multe variabile, astfel încât să mă pot reapuca și să fiu liniștit și împăcat cu mine că am făcut ce trebuie și fac pentru lucrarea respectivă. Adică nu am forțat lucrurile. Am lăsat să merg pe un feeling. Asta se referă la lucrările pe care le ai tu în dezvoltare. Dar ai încercat vreodată să faci exerciții pur și simplu de scriere? Deci să nu fie foarte important, să nu fie vorba despre un roman pe care îl lucrezi. Un exercițiu pur și simplu să-ți antrenezi cursivitatea sau îți alegi tu o temă sau îți alegi tu un început de exercițiu. Ai încercat vreodată să faci asta? Am încercat pe partea de proză, la proză foarte scurtă, să fac un exercițiu, tot așa, exerciții de imaginație pe o anumită temă, bineînțeles, și la poeme, ce am început în ultimul timp și ce apare tot mai des în parcursul meu, mă întorc și rescriu niște poeme care consider eu pot fi și altfel scrise sau nu-mi pare că mă mai identific cu ele la momentul la care le-am scris. Nu acum, nu în mod normal, un poem. Ok, tot eu eram și atunci, poate că nu sunt unele sentimente sau trăiri pe care le am astăzi cu cel care le-am atunci. Deci nu e nici nimic greșit în faptul că poemul a fost scris într-un fel anume. Dar uite că la altele simt nevoia efectiv să le mai dau o variantă sau o mână să încerc să le mai modific puțin sau să le văd eu în alte straie. Iar pe partea de proză, cum ziceam, da, am făcut și asemenea exerciții, am fost și încurajat de anumite site-uri cu profil literar, unde mi s-a propus, dacă sunt de acord să scriu pe o anumită temă, nu prea scriu pe o anumită temă și asta mi se pare un exercițiu, dar când scriu, și rar, când îmi dau voie să fac asta, o fac, dar numai pe proză foarte scurtă. Apropo de să scrii pe o anumită temă, eu te invit, dacă vei accepta invitația, nu știu, să participi, și cu ocazia asta anunț în premieră, să participi la concursul de poezie, care a început de ieri și se va încheia pe 2 martie. Un concurs de poezie cu tema În acest timp. Tema, bineînțeles, că nu trebuie să se regăsească ad literam, ci, adică nu trebuie să existe neapărat vreun vers în care să conțină aceste cuvinte, însă trebuie să se regăsească în fiecare din cele minimum 3 poezii pe care le poți trimite pe adresa editurii. A scrie pe o temă sau cu o temă care nu a venit din tine este un exercițiu în același timp, dar este, zic eu, și o verificare. Pentru că altfel poate că universul în care ideilor și gândurilor în care ne rotim, la un moment dat să devină, nu știu, sufocant sau să ne blocheze chiar. Și câteodată poate este interesant să încercăm să scriem pe o temă dată sau să facem un exercițiu pur și simplu de imaginație. Ne stimulează, cred eu, foarte mult și inclusiv această expandare a câmpului personal, câmpului ideilor. Ce zici? Participi la concurs? Da, chiar mulțumesc din suflet pentru invitație și mă gândeam acum că ar fi foarte util să fac câteva exerciții ca la sport pentru a mă reapuca de scris, mai ales e vorba de un scris în proză de proporții totuși. Chiar am nevoie să reintru și în stare și să-mi reintru mâna totodată prin aceste exerciții.
Iar tema îmi place foarte mult pentru că mă lasă liber. Îmi lasă multă libertate și asta apreciez foarte, foarte mult. Foarte permisivă, este foarte permisivă, da. Nu-i așa? Da, 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 tocmai. Da. Cred că mini-interviul nostru a devenit un, nu chiar maxi-interviu, dar ar trebui cumva să ne oprim aici, chiar dacă nu ne prea vine să ne oprim, aș mai avea niște întrebări să-ți adresez, dar le las pentru data viitoare. Acestea fiind spuse, îți ofer ultimul, nu ultimul cuvânt. Uite, vezi cum funcționează mintea asta în sintagme și dacă ai tu ceva de transmis cititorilor tăi sau viitorilor tăi cititori. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Inedită, de altfel, n-am mai dat interviuri video. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Cititorilor mei le mulțumesc că mă citesc și că mi urmăresc parcursul literar. Celor care nu mă citesc, îi invit să... Mulțumesc încă o dată pentru invitația de a participa la acest interviu video, inedit și foarte interesant, primul de altfel de până acum, și sper să mai particip și la alte proiecte ale editurii, să nu spun doar interviuri sau ateliere, pentru că, slavă Domnului, îmi place că, din acest punct de vedere, editura Carta Dat se reinventează în continuu, un lucru foarte sănătos și frumos. Și sper pe cât se poate să particip și eu la cât mai multe proiecte și idei bune ale editurii. Mulțumesc mult de tot! Și eu îți mulțumesc, Mihai, și îți doresc inspirație, bineînțeles, sănătate și bucurie!